Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Realități și Perspective, Magazin. Începem cu retrospectiva săptămânii și începem prin a-i spune bun venit lui Ciprian Burchelea. Bine te-am regăsit. S-a încheiat și Ramadanul de anul acesta, o sărbătoare mai specială având în vedere interpretările Coranului care preziceau distrugerea Ierusalimului la sfârșitul acestui Ramadan. Viața Bisericii curge în aceeași direcție, încet, dar sigur, spre tot mai secular, iar numărul celor prigoniți este la fel, tot în creștere. Există și vreo veste bună pentru noi care poate să ne aducă puțină bucurie, puțin optimism? Păi, tot ce ai spus tu până acum sunt lucruri bune. Um, noi, când interpretăm situațiile neplăcute din viața noastră, noi spunem că ceva ce este neplăcut este rău, ceva ce îmi este plăcut este bun. Și atunci noi definim bun și mai puțin bun sau lucrurile rele, le definim în funcție de ceea ce ne place nouă. Noi ne punem în centrul judecății. Dacă ar trebui să fim corecți, Dumnezeu este acela care stabilește ceea ce este bun și ceea ce este rău. Și Biblia spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Chiar și atunci când El îngăduie necazuri în viața noastră, chiar și atunci când îngăduie biruințe și binecuvântări în viața noastră, este același Dumnezeu care vrea binele ființei noastre. El cunoaște totul, știe totul, cunoașterea noastră este limitată. Puterea noastră de a înțelege realitățile din jurul nostru iară este limitată. Înțelegem că Dumnezeu, care cunoaște totul, hotărăște ceea ce este cel mai bine pentru noi. Chiar și atacurile împotriva bisericii. Am avut săptămâna trecută informații despre ISIS care a atacat comunități creștine din Africa. Chiar și acele încercări și dureri, lacrimi, prigoniri, anumite situații neplăcute, toate sunt îngăduite de Dumnezeu ca să-și fortifice biserica. Bineînțeles că Dumnezeu dă la fel cu durerea și cu încercarea de și putere ca să trecem prin acele suferințe. Dar, în principal, viața noastră este o viață binecuvântată, Dumnezeu este dragoste, ne iubește și, mai ales, știm, nădejdea noastră este că ne-a pregătit un loc și vom fi împreună cu el o veșnicie întreagă. Dar, inclusiv pe pământul acesta, Dumnezeu ne dă binecuvântări, trebuie doar să ne antrenăm ochiul ca să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru că el este bun. O să începem astăzi cu știrea cea mai importantă din zilele acestea din Franța. Macron a câștigat un nou mandat. Ce cer evanghelicii de la președintele lor? Hai să vedem prima știre. Creștinii evanghelici din Franța au reacționat la victoria lui Emmanuel Macron la alegerile prezidențiale după ce acesta a câștigat un al doilea mandat cu 59% în fața lui Marine Le Pen. Consiliul Național al Evanghelicilor, care reprezintă 70% din bisericile protestante din Franța și peste 30% de confesiuni evanghelice, printre care și Baptiștii penticostali, a subliniat că, cităm, Biblia are un set de valori propriice construirii unei societăți autentic-umane, în mod special valoarea inalterabilă și absolută a întregii vieți umane, de la concepție până la moarte, implicând o cerere de solidaritate față de cei mai fragili, încheia citatul. Președintele Federației Protestante din Franța, François Clavairoli, a avertizat împotriva limitării libertății religioase. El a declarat că, cităm, Republica este laică, societatea franceză nu și a cerut garanții ale unei fraternități esențiale astăzi pentru cetățenii credincioși și necredincioși. Mi-a plăcut ce spunea președintele protestanților. Republica este laică, societatea franceză nu. Am putea spune și noi la fel despre România? Există un curent în Occident și nu mă refer doar uh, la Europa, dar în mod special uh, și în America, și în Canada, în, uh, chiar și în alte părți ale lumii, un curent care ne stabilește un anumit tip de discurs. Se numește corectitudinea politică sau să ai un discurs să fie corect din punct de vedere politic. Se poate traduce acest tip de abordare ca fiind un fel de autorestricție asupra libertății noastre de exprimare. Nu poți să vorbești ceea ce ți-ai dori să vorbești, trebuie să folosești anumite cuvinte, ți se impune un anumit șablon după care trebuie să te modelezi. Creștinii din, din Franța, după ce Macron a recâștigat un al doilea mandat, au transmis un mesaj președintelui Republicii și au spus o fi Franța Republică, dar totuși Franța este o țară în care locuiesc foarte mulți credincioși. Ce fac credincioșii? Vei forța ca să aibă un discurs laic, să aibă alte valori decât au ei și au transmis președintelui spunându-i pe noi în creștinism, Biblia ne învață că avem anumite valori. Ce vom face în momentul în care voi ca și stat ca și republică veți impune anumite valori ne veți impune anumite valori și valorile noastre vor intra în conflict cu valorile voastre noi vom renunța la valorile voastre și vom rămâne lângă scriptură așadar a fost un mesaj transmis președintelui Macron, lăsați, acceptați diferențele dintre noi și nu interveniți în discursul public, lăsați libertatea de exprimare. Cam asta a fost pe scurt direcția. De ce? Pentru că au văzut în trecutul recent al Franței și nu numai în Franța și în alte locuri vis-a-vis -vis de situația cu COVID sau alte situații în care statul a impus un anumit tip de discurs. Ceea ce este o, o formă subțire, dar este o formă de restricționare a libertății de exprimare. Cam în aceeași direcție a fost și achiziția lui Elon Musk, care a cumpărat Twitter. Totul are legătură cu un anumit grad de cenzură. Hai să revedem știrea despre această achiziție. După ce luni Twitter a acceptat oferta de 44 de miliarde de dolari din partea lui Elon Musk, mai multe voci din mass-media corporatistă și susținătorilor lor din stânga politică au criticat această achiziție. Un articol din cotidianul USA Today avertizează că preluarea Twitter de către Elon Musk ar putea duce la cităm mai multe discursuri instigatoare la ură, încheia citatul. Musk le-a explicat adversarilor săi că pur și simplu plănuiește să respecte legile privind libertatea de exprimare în America. Cităm, prin libertatea de exprimare mă refer pur și simplu la ceea ce spune legea. Sunt împotriva cenzurii care depășește cu mult cadrul legal. Miliardarul ar critica cenzura din partea Twitter a unor grupuri și persoane conservatoare, inclusiv a fostului președinte Trump. Cităm, libertatea de exprimare este piatra de temelie a unei democrații funcționale, a spus Musk. Fostul președinte Trump a declarat pentru Fox News că nu intenționează să se întoarcă pe Twitter. Rob Reiner, cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Trump, se pronunță împotriva intenției lui Musk pentru protejarea libertății de exprimare. îl văd pe Elon Musk ca pe un salvator al libertății de exprimare. Oare să fie corect acest lucru? Dacă îți pui încrederea în oameni, mai devreme sau mai târziu vei fi dezamăgit. Nu cred că Elon Musk este o persoană în care mi-aș pune încrederea sau să-l numesc cumva un fel de erou. Probabil că lumea se uite la el fiind o persoană bogată, posibil cea mai bogată persoană din lume, dar nu cred că Elon Musk ar trebui să ocupe o poziție importantă pentru noi din punct de vedere moral. Faptul că a reușit să cumpere Twitter și faptul că atunci când a cumpărat Twitter a spus că dorește să protejeze libertatea de exprimare, este un lucru pozitiv. Apreciem pe oricine din lumea aceasta, fie în Musk, fie orice nume vreți dumneavoastră, care se poziționează în apărarea libertății de exprimare. Noi, ca și creștini, dorim libertatea de exprimare făcută în termeni creștini, cu dragoste, cu înțelegere, dar, în anumite situații, clar, avem nevoie și de o anumită discurs contradictoriu, păstrat în respect, domnul Isus a avut discuții contradictorii cu contemporanii săi, așadar noi ca și creștini vrem și ne vom lupta pentru libertatea de exprimare. Stânga în schimb, stânga americană din stânga politică americană din în momentul în care Elon Musk a cumpărat Twitter a avut o anumită reacție de respingere, dar urmărim, ne dorim oameni care să apere libertatea de exprimare și Dumnezeu să-l cerceteze și să-l mântuiască pe Elon Musk, ne rugăm pentru el. De la Twitter trecem acum în Sri Lanka, unde o criză de proporții a generat proteste cum nu s-au mai văzut din 1948, adică de la înființarea țării. Hai să revedem știrea și revenim imediat cu detalii. Protestele din cauza crizei economice din Sri Lanka, ce au început în urmă cu câteva săptămâni, au devenit acum cea mai importantă mișcare socială din istoria țării de la independența sa în 1948. Criza economică severă a dus la o creștere a prețurilor produselor de bază precum laptele și orezul, dar și a benzinei și a dus la dese întreruperi de energie electrică. Starea de urgență și restricțiile au fost implementate pentru a stopa protestele publice. Yamini Ravindran, directorul național al Alianței Creștine Evanghelice din Sri Lanka, a declarat că bolnavii, vârstnicii și copiii mici sunt foarte afectați de lipsa îndelungată a curentului electric. Criza economică nu a afectat doar nivelul de trai, ci și drepturile fundamentale. Când au început demonstrațiile populației, răspunsul poliției a fost destul de dur și s-a soldat cu cel puțin un deces. Alianța Evanghelică Mondială a lansat de asemenea o cerere de rugăciune pentru Sri Lanka în legătură cu restrângerea din ce în ce mai accentuată a libertății de exprimare și represiunea violentă din partea guvernului. De ce ar fi Sri Lanka de interes pentru noi? Adică, mulți dintre noi abia dacă știm unde se află pe hartă, cu atât mai puțin știm detalii despre ce se întâmplă acolo. De ce ar fi aceasta o știre importantă pentru noi? Am întâlnit persoane care au început să nege realitatea din jurul nostru. Cum că. O eventuală criză majoră economică socială este imposibil sau nu există. Este un fel de fake news inventat de mass media ca să aducă frică în populație și ceva de genul în perioada Covid, când prin frică au putut să controleze anumite segmente ale societății. Criza economică este reală. Tocmai asta este o demonstrație undeva în Asia o insulă suferă și am oferit cifrele pe care nu le mai repet, dar ceea ce este important pentru noi este că atunci când primim anumite informații ca fiind neplăcute, ceea ce spuneam la început vis-a-vis -vis de lucruri bune sau lucruri rele, autoritățile sau cei care ne oferă aceste informații, noi am citat sursele Alianța Evanghelică Mondială, deci o sursă de încredere, primim acele informații tocmai ca să înțelegem situația în care ne aflăm, mai ales că are conotații puternice biblice care ne arată că în vremurile din urmă vom avea și foamete și mari lipsuri. Tocmai ca să nu ne panicăm. Oamenii în general când primesc o informație, ori o ignoră, ori se panichează. Atunci când pe telefonul mobil primești alertă de furtună, cod roșu, de intemperii, nu trebuie să te panichezi. Autoritățile doresc ca tu să te protejezi Să intri în casă, să strângi lucrurile din curte În așa fel încât furtuna să nu te ia prin surprindere Biblia la fel ne prezice și ne arată evenimentele Dinaintea venirii Domnului Iisus Tocmai ca să nu ne ia prin surprindere și să nu ne panicăm Lucrurile acestea sunt pentru antrenamentul nostru Când copii japonezi se duc la școală și fac antrenament pentru cutremur Nu fac ca să introducă panică în rândul elevilor Din potrivă, școala dorește ca elevul în momentul în care apare un cutremur să nu se panicheze. Nu vrei în situații de criză să te panichezi. Vrei să ai mintea limpede, să poți să iei deciziile corecte. Dar mai este un alt aspect al acestor informații: este că avem frați și surori într-o parte a lumii care este puțin cunoscută nouă, și acei frați și surori au nevoie de rugăciunile noastre. Nu uitați proverbul ceea ce sameni, aceea vei culege. Iar dacă noi acum asemănăm compasiune și rugăciune pentru cel de lângă noi, atunci când noi vom trece prin acele locuri, prin acele situații, Dumnezeu va avea aceeași compasiune și grijă pentru noi. În partea a doua a emisiunii, așa cum obișnuim, trecem la Israel. Un nou atac a fost raportat în Siria și Israelul, ce să vezi, a fost declarat responsabil. Hai să vedem știrea. Cel mai recent atac aerian al forțelor israeliene în vecinătatea Damascului, marți noaptea, a ucis 9 paramilitari pro-iranieni și a rănit alți peste 8, inclusiv 5 de origine siriană și 4 a căror naționalitate rămână necunoscută, a raportat observatorul sirian pentru drepturile omului. Același raport a spus că aviația israeliană a distrus pozițiile miliției susținute de Iran în Rif Dimash. Rachetele israeliene au mai lovit depozitele de arme și muniții și avanposturi militare din vecinătatea Sahnaia, regimentul 100 de lângă aeroportul internațional Damasc, avanpostul dintre Dmir și Kutsaia, precum și zona al Kizvah, care sunt în proprietatea armatei siriene, dar folosite de milițiile susținute de Iran și de Hezbollahul libanez. IDF a rămas tăcut cu privire la aceste informații așa cum o face de obicei. Iranul încearcă în mod de obișnuit să înarmeze hezbollah din Liban cu arme avansate. Israelul a dezvăluit și a dejucat multiple încercări ale Iranului de a transfera arme către Hezbollah, inclusiv prin transporturi aeriene din Iran prin aeroportul Damasc. Am revenit în studio, suntem la retrospectiva săptămânii și discutăm despre situația din Israel. Am înțeles că Israelul se justifică pentru astfel de lovituri prin faptul că Iranul aduce arme pentru Hezbollah, care are intenția de a ataca Israelul. Totuși știm că Rusia este prezentă în Siria. De ce tace Rusia în aceste momente? Știria noi am prezentat-o marți, evenimentul s-a întâmplat, uh, miercuri am prezentat știria, uh, evenimentul s-a întâmplat în noaptea de marți, eveniment care, la început, pe fluxul de știri, am aflat parțial de un anumit număr de victime, după aceea am aflat că au fost nouă persoane ce au, uh, au murit, dar informațiile era că aviația israeliană a executat acel act. Aviația israeliană nu s-a pronunțat, nu a spus nici că da, nici că ba. Informațiile care le avem le avem din Siria, nu din Israel. Presa israeliană a preluat și ea, ne oferind armata israeliană nicio altă informație, informații din Siria. Presa loială lui Bashar al-Assad sau Observatorul pentru Drepturile Omului din, din Siria, Observatorul Sirian care este un ONG, ce mai oferă anumite informații din zona respectivă. În momentul acesta, nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat acolo. De ce? Pentru că informațiile de joi, vineri, din cauza faptului că sistemul antiaerian sirian nu s-a activat, atunci s-a Propus acest, acest scenariu, ori au folosit Israelul avioane de ultimă generație invizibile, sau au folosit rachete Sol-Sol. Faptul că Rusia atace și nu spune nimic despre situația de acolo îi lasă pe analiștii care înțeleg mai bine situația de pe teren și eu fac un fel de rezumat a ceea ce am preluat din presa israeliană, ce au preluat din informațiile din Siria, că Rusia în momentul actual nu se mai concentrează foarte mult pe Siria, ci pe războiul său din Ucraina. Ceea ce face, lasă un loc gol, un vid, care Iranul vrea să-l umple. Cu ce? Cu arme. Israelul prin Mossad și serviciile sale de inteligență află că o sosesc acele arme și în acel moment distrug depozitele respective. Nu a murit niciun soldat sirian aflat în armata siriană, armata regulată siriană. Au murit sirieni, într-adevăr, dar care nu erau în armata siriană, ci erau în trupele paramilitare, fie Hezbollah, fie alte organizații teroriste din Siria. Dar ceea ce este interesant, am văzut un anunț al Israelului cum că aduce, recheamă la arme șase batalioane de rezerviști. În contextul în care Ramadanul este gata, în contextul în care am văzut că nu au fost violențe soldate cu victime umane morți, acum să aduci șase batalioane înseamnă că te aștepți la ceva, la un război regional. Faptul că armata israeliană nu ne oferă informații ne lasă nouă foarte mult teren speculativ. Noi nu o să speculăm mai mult decât este necesar, oferim informații ascultătorilor pe care îi îndemnăm să uh, țină minte informațiile în așa fel încât atunci când vom avea mai multe detalii să putem să tragem concluziile de, de rigoare. Speculațiile le păstrăm pentru spațiu privat. Da, așa cum spuneai, s-a încheiat Ramadanul și clar răsuflăm cu toții ușurați pentru că deși au fost tulburări mari și violențe, cu nu au fost totuși raportați morți. Totuși au ieșit la lumină niște aspecte care păreau de domeniul trecutului. Hai să vedem despre ce este vorba și revedem știrea. Oficialii israelieni și iordanieni sunt așteptați să organizeze în curând o conferință specială pentru a discuta despre recentele ciocniri de pe Muntele Templului din Ierusalim, precum și despre viitorul tutelei asupra locului care este sfânt atât pentru musulmani cât și pentru evrei. Oficialul autorității palestiniene Huseim al-Sheikh a declarat pentru TPS că iordanienii și palestinienii încearcă să elaboreze un nou acord de status quo privind guvernarea Muntelui Templului. Intenția lor este de a restabili status quo-ul așa cum era înainte de anul 2000. Organizațiile palestiniene au inventat acuzații conform cărora israelienii amenință musulmani și urmăresc să schimbe situația existentă, adică status quo-ul. Arabii au adunat pietre pe Muntele Templului chiar înainte de începerea sărbătorii Paștelui la începutul lunii Ramadan. Pietrele urmeau să fie folosite atât împotriva polițiștilor cât și împotriva vizitatorilor evrei de pe Muntele Templului. Cu toate acestea, de fapt, s-a întâmplat opusul. Israel încearcă să păstreze forma actuală, în timp ce ies la evială conflictele interne mai vechi dintre diferitele facțiuni islamiste palestiniene. Deci, palestinienii acuzau Israelul că vor să schimbe regulile celebrului status quo, când, de fapt, ei căutau să schimbe situația existentă, dar dând vina pe Israel. Este un fel de presiune asupra Israelului? Este o încercare de a forța Occidentul să facă presiune asupra Israelului, Israel pe care um, comunitatea arabă um, consideră că este condus de către un premier slab, s-au obișnuit cu Netanyahu, care era ferm și mult mai ascuțit în deciziile pe care le lua vis-a-vis -vis de palestinieni. Bennett se pare că a reușit să își arate o anumită slăbiciune față de palestinieni, iar palestinienii folosesc nișa aceasta ca să facă presiuni asupra Israelului. Ca o paranteză, Benet a reușit săptămâna trecută să redobândească majoritatea în Parlamentul israelian, în Knesset, din cauza faptului că impunând restricții de deplasare și de acces a evreilor pe muntele templului, Partidul islamist Ram s-a întors înapoi la guvernare, el anunțându-și acum două săptămâni și ceva, aproape trei săptămâni, înghețarea relațiilor cu guvernarea Bennett. Așadar, Bennett face concesii, palestinienii uitându-se la aceste concesii spun, o, dacă ne-au făcut puțin, atunci vrem mai mult și forțând Occidentul și mai ales la presiunea străzii ca guvernul Bennett să ofere mai mari concesii palestinienilor. Ce înseamnă acest status quo de care se tot discută, această stare de fapt existentă actuală? Pentru că informațiile ce au ieșit cu, la suprafață cu ocazia acestui Ramadan sunt importante pentru ascultătorii noștri ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul Muntelui Templului, mai ales când știm profețiile din Biblie vis-a-vis -vis de acel loc sfânt. Pentru evrei au avut două temple acolo și pentru palestinieni sau arabi care uh, sunt musulmani și consideră ca fiind al treilea loc sfânt și nu intru în polemica dacă este sau nu uh, adevărat această pretenție isla islamică. După războiul de șapte zile din 1967, garda wakf iordaniană a primit această putere de a păstra liniștea și ordinea pe muntele templului. Bineînțeles că au făcut, au fost abuzuri de-a lungul timpului. De exemplu, sunt mai multe intrări pentru a ajunge în locurile sfinte. Non-musulmanii au voie să intre doar pe o singură ușă și atunci doar în anumite intervale orare. Evreilor le este interzis cu desăvârșire să se roage acolo, pe Muntele Templului. Au fost, într-adevăr, anumite filmulețe prezentate de televiziuni din uh, uh, pro-palestiniene care uh, au arătat un evreu care încearcă să se roage și câțiva polițiști israelieni îl protejau ca să termină la mai repede și după aceea i-au făcut semn că hai că s-au gătat timpul și dute Ceea ce spunea uite cum se încalcă status quo-ul acestui loc sfânt. Și bazându-se pe astfel de uh, imagini care pot fi parțial adevărate... Musulmani au încercat să incite această violență care am văzut-o de Ramadan, iar Israelul cu foarte mare dibăcie a reușit să facă față în așa fel încât să nu fie victime umane, așa cum spuneai tu mai, mai devreme. Ce a ieșit la suprafață sunt conflictele interne. Palestinienii încearcă să îi pe iordanieni la o parte, în așa fel încât ei să domine. În tot acest conflict dintre palestinieni și iordanieni apar grupări teroriste. Frăția musulmană care și-au adus steaguri și au spus, noi suntem eliberatorii Ierusalimului și a moscheii noastre sfinte. Și cumva luptele interne dintre ei au ajuns să dea vina pe cine? Pe Israel, că el este vinovatul de serviciu. Când palestinienii se ceartă între ei, cine este de Israelul? Dacă Israelul le face concesii, îi rău, că de ce le face concesii? Și mai ales faptul că din 1994 tratatul de la Oslo a mai limitat cumva pretenția iordaniană de a domina muntele templului și a oferit mai multă libertate autorității palestiniene. Cumva lucrurile sunt interne ale a, a lor acolo și au ieșit la suprafață ca să înțelegem situația de acolo este destul de tulbure ne rugăm pentru pace Ierusalimului. Așa să fie. Mai avem puțin timp să vorbim și despre Iran și despre programul său nuclear. America pare răsemnată că nu va mai fi niciun acord semnat. O să revedem știrea și ne întoarcem imediat. Oficialii americani spun că Iranul este la săptămâni distanță de obținerea uranului cu puritate mare, ceea ce înseamnă că Teheranul va avea în curând suficient material fisionabil pentru a crea arme nucleare. Secretarul de stat Antony Blinken a emis avertismentul marți în timpul unei audieri cu Comisia de Relații Externe a Senatului. Blinken a apărat acordul nuclear iranian din 2015 și a spus că decizia administrației Trump de a abandona acordul a adus Iranul mai aproape de în armarea nucleară. Amintim totuși că administrația Trump a denunțat acordul în 2018 pentru că Iranul nu-și respecta obligațiile, continuând în secret programul său nuclear. Negociatorii de la Viena au petrecut luni de zile încercând să restabilească acordul nuclear iranian, cu dorința de a împiedica Iranul să obțină o bombă nucleară. Cu toate acestea, discuțiile au ajuns într-un impas, iar Washingtonul pare să admită că discuțiile au eșuat. Sibien informează că administrația Biden a început să discute despre scenarii în care acordul nuclear eșuează. Israelul face presiune asupra Casei Albe să colaboreze la un plan B. Dacă acest anunț a fost făcut de Anthony Blinken, atunci recunoașterea americană că Iranul va avea în scurt timp material nuclear este o informație credibilă? Încep să fiu tot mai sceptic cu privire la informațiile pe care le primim din partea americană. Nu din cauza că Anthony Blinken a spus ceea ce a spus, ci din cauza faptului că Israel și alte state din Orientul Mijlociu recunosc faptul că Iranul are suficient uraniu îmbogățit și este în apropierea obținerii suficient material pentru a produce o armă nucleară. Acest acord nuclear se vede clar că nu, Iranul nu-și mai dorește un acord nuclear. El este pe finalul programului său de înarmare nucleară, mâine, poi mâine în câteva săptămâni va obține o bombă nucleară. Pentru cei trebuie atunci un tratat în care să-și limiteze programul nuclear? A investit suficient de mulți bani, energie, ca să-l oprească acum pe ultima sută de metri? Nu, el va face tot ceea ce ține de el ca să-l blocheze la nesfârșit dacă îi se va oferi acum cererile absurde ce le are vis-a-vis -vis de. Acest acord va aduce alte cereri și, clar, în contextul mondial actual în care Rusia este la cuțite cu Occidentul, clar nu o să se mai ajungă niciodată dar la, un, la semnarea acordului nuclear de la Viena. Așadar, se ia în discuție tot mai mult planul B, probabil și din cauza aceasta am văzut o creștere a, a numărului de transporturi de arme dinspre Iran înspre Siria și din cauza aceasta situația de acolo volatilă în absența unei Rusii puternice care mai echilibra cât de cât zona Iată că situația de acolo se încinge, ne rugăm pentru pacea și protecția Israelului, citim scriptura, știm că Dumnezeu își va proteja munții săi, așa cum citesc din Ezechiel, chiar citeam azi dimineață, munții săi nu sunt munții Israelului, nu sunt munții palestinilor, sunt munții Domnului. Așadar, știm că El își va duce planul până la capăt și nimeni nu îl va putea opri. Încheiem aici, într-adevăr, cu rugăciunea ca Dumnezeu să ocrotească Israelul și cu rugăciunea pentru pacea Ucrainei. Îți mulțumesc pentru explicații și pentru prezența în emisiune. Și eu îți mulțumesc. Iar dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multă pace. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.